Comisarii Gărzii Financiare Gorj au pus zilele trecute lacătul pe câteva baruri, după ce în urma unui control au constatat că în respectivele unități nu există casă de marcat fiscală, iar în contabilitate a fost înregistrat un profit mult mai mic față de cel real. La data și ora controlului aceștia nu utilizau, dat fiind faptul că nu se dotaseră cu AMF-uri, cu aparatul de marcat electronic fiscal. Alți 8 agenți economici au fost sancționați contravențional. La agenții economici la care s-au constatat abateri, în așa fel încât la verificările terminate, constatările s-au finalizat cu amenzi contravenționale în sumă totală de 1300 de lei. S-au aplicat, deci, cu această ocazie 5 sancțiuni contravenționale și a fost suspendată activitatea a 2 agenți economici până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal. Astfel de controle vor avea loc și în perioada următoare.